Salut, Taiwan, bun și bine ați venit la Child of Light, unde maturizarea este doar un concept de upgrade de putere. Și pentru a obține chestia asta este să-ți distrugi sora care are puterea lunii. Logic. The moon shone through her misty veil. The stars went joyfully as Aurora left the tower and made her journey to the sea. If the highest of the high was in the sky, the lowest of the low had to be beneath the white-capped waves of the Lemurian Sea. The waters of the flood continued to rise. The Duke was at death's gate. Umber and Nox waited in the dark. Little time left to alter the hands of fate. The Piscean and the Ogre. Awake, Nicholas, fly on by. The lowest of the low I do not spy. Cheerful place, isn't it? Perhaps for a firefly. What I'm confused about is, why is the ground covered with the patches of the sky? The land is flooded. Oh. Îmi place umorul că încă există, cu toate că în aceste vremuri grele, dar se poate și observa un scurt progres în caracterul lui Aurora. Un scurt tip, puțin zis, dar e mai matur acum. Adică, mă așteptam un pic ca povestea să-i doar schimbe figura, nu chiar și atitudinea. Șabuș! A, numai tu? Mă bine. Asta doar e un concept de putere și de timp. Oh, hai, doamne! Nu e nimica. Bun. Oh, da, chiar sunt curios câte chestii noi au apărut în IV la skill-uri. Ceea ce aș vrea să știu mai mult este de ce o trebuie să se întâmple maturizarea aceasta. Dacă mă uit într-o latură a poveștii, poate ar fi fost siropos ca lupta finală între Umbra și Aurora să fi fost prea forțată, ca un copil să lupte cu femeie bătrână. Un pic numai să mă uit înapoi dacă am găsit ceva sau n-am pierdut nimica. Și cum ziceam, scuze, sunt în pragul bolii. Este mai bine așa, dar a fost foarte spontan. Nu-mi displace ideea, n-am mai văzut-o deloc întâmplându-se așa, dar pot vedea și într-o altă latură de idei întâmplându-se chestia asta, gen Aurora se poate să fi murit cu mult timp în urmă și au trecut ceva ani de la moartea ei. Dar ar fi cam prea patetic ca regele să fi plâns după atâta timp, toate că nu-i cam greu să-mi imaginez o persoană cu o problemă traumatică de genul acesta, să-ți pierzi pe cineva drag. Nu-i greu să-mi imaginez chestia asta. Dar probabil zic și eu că dacă ar fi trecut mai mult timp de la moartea ei, poate de când o bătut-o pe sora ei și ar fi căpătat puterea lunii, i-ar fi arătat adevărata formă. Zic și eu, nu știu cum să pricep chestia asta, dar încă o dată zic, nu contează cum o iau sau cum ai vrea tu să o iei, totuși parcă o accepti că se întâmplă chestia asta. Încă o dată mă întreb că nu o să folosesc aceste buff-uri. Ah, what's it say? Define the treasure of the golden rectangle. Study Earth's emerald middle. In the sign belt sea, do not stray from the path of light. The answer points out of the riddle. Îmi place numele sign belt. Prima dată când mă lupt cu cai, așa, în jocul ăsta, dar prima dată când l-am observat, am crezut că eu mă lupt cu un unicorn. Apoi mi-am dat seama,
De ce n-ai văd interiorul? Îi văd coasele și alte chestii. Totuși, e amuzant când face atacul, că aia mă amuză. Adică forma se lungește cu totul. Static. Interesant, dar deja am ajuns ca un doc. No, bun. Sorry. Hold on. Holy shit, unde a fost abilitatea asta când am avut eu nevoie de ea? Sau... Acum nu poate că nu mă vedeți, dar am ținut o palmă peste față pentru că nu mi-am dat seama că există abilitatea și mi-era mult mai folosită decât să-mi folosesc naibii poțiunile în timpul luptei. God damn it. Igniculus, dacă poți șorpi inamici și poți dai și heal, oh god, cum naibii să renunț la tine? Oh, naibii. Interesantă arhitectură. Where is everyone hiding? I hope not transform into more birds flying. Aha! Perhaps this is a good spot for profit mining. Robert Monty can deny be like a fire. Someone must have lit this pyre. Hello? Hello? Oh, hello little one. What is your name? Shh, be careful. You'll wake the ogre. Behind your back? Is this a game? Genoveva, get back here and hide. No, I'm going inside. She doesn't listen to me. As you can see. He's Drust. I'm Jen, for short. I'm Aurora. Is an ogre troubling thee? Troubling? The whole village is gone. The ogre guards the caves under the sea. He would visit us. Every time he gets hungry, he... I can't say it in front of the girl. Down to the sea, he took my mommy and daddy. But they can't breathe underwater easily. We're sorcerers, you see. Genoveva and I are all that's left. Aura, will you bring back my mom and dad? I will. Child, do not worry. Hooray! I'm glad! I wonder if their parents would sell the village for scrap. That would put me on the map. Seriously, you're not helping. Okay, doar să investighez dacă mai este cea pe aici. Oh, da. Chestia asta... Ok, nu măcar avem o misiune de făcut. Și avem, cred că, de ucis un văr de lui Shrek. Mă bine, ne ocupăm acum de căpcăuni. Ce dracu faci tu în casă, doamne? Stava voi, Alexia. Okidoki. O să ia ceva timp până bat toate creaturile astea de aici. It's a princess. That's simple. The daughter of a queen, Nicholas. Oh. What did you leave in this me in the sky? I thought you had found my way home. Oh. I was afraid.
Sometimes we grow when we are alone. Nu știu dacă vă dați seama sau nu, dar e cam foarte trist că, nu știu, experiența asta nici nu a trecut prin foarte mult timp în această lume, cred, dar și-a dat seama de anumite chestii aurora. Deci mă impresionează character development-ul ei în momentul respectiv. Eu sper că încă mai merge ceasul acela, doamne, că n-am cum să merg așa de departe din cauza vântului. Adică liniștit. Hai, că nu vreau să-mi petrec aici timpul. A, bine. Masa. Grăbește. Cred că o să-l pierd în pui mei. Hai. Nu. Hai. Du-te! Așa, bun. Cât pe ce, doamne? Am o boală să mă lovesc de tot ce apuc. Dar un pic mai am un cufăr. Bun. Du-te sus. Am cam atât. Deci asta a fost un bonus stage. Ok. Delfin sau nu știu ce mai bine aia. Da, tabletă din asta. Încă nu m-am prins la ce servesc aceste chestii de pe pământ. Mă întreb dacă totuși scrie ceva pe ele, încă nu tot același lucru. Merg la partea întâi. Perhaps at one point was a sign. A sign for what? Surprise strike. Ok. Mai se numește ambush sau ce naiba? Nu știu, dar parcă creatura aceea, dinozaur sau nu știu ce naiba ei, scheletul ăla, deci de o carte Yu-Gi-Oh! Mai bine mă ocup de pasăre. Hai. Am crezut că n-a pe pasăre, fai, doamne. Bine atentus. Hai. Deci da, nu mai vreau să mai folosesc orbirea pe... Hai. Mă, cred că... Va mai bine trebuia. Am încheiat că viteza mea de atac e foarte mare. Da. E cel câteodată când dau mereu pe o Angus, cu toate că nu folosesc taunt-ul. Eu de obicei explorez tot ceea ce e în sus ca să nu pierd câteva chichițe. Statuete. Și cam atât. Cealaltă e ceva felinar de veche. Da. Că asta e obișnuit, cred că obișnuia să fie un far, că satul acela era plin de docuri. Vapoarele de transportat ceva pe aici, I think. Bun, dar acum e cam stricat complet. Dracu. Oh da, foarte tare mă speriați.
Da pe ăla. Ia pe ăsta Aurora. Pe care reușesc măcar la timp. Ai grabă de dea un full sword. Shit. Încă unul. Îmi place cum cu tot și cu tot s-a schimbat animația ei, că am uitat să aduc asta în vedere până acum, dar uitându-mă așa mai atent și nu având lucru de făcut. Look at these glowing branches. Numerals, signifiers, numbers in Latin. What are they for? To remember the past. Există și o anume eleganță în, și în modul în care reacționează, modul în care se mișcă și cum interpretează lucrurile. Deci chiar au pregătit-o povestea și jocul de a deveni pe bune regina. Ok, deci trebuie să-mi dau seama ceva de puzzle-ul ăsta, cu toate că optule nu știu mai bine cum să duc pe platforma aceea de sus. Asta e un puzzle dubios. Dacă îl duc în față, nu merge. Să duc măcar 5 la platforma respectivă. Poate că o să fie ceva care să o să le etajeze, sau nu știu. Oh, iarăși trucă cu luminiță. Bine. Și dacă te-ți aduc și pe celălalt atunci. Poți să-l... Ai, serios, nu poți de aici, îți n-ai să... Bine. Hai. Unde mai vii? O, acolo. Ok. Și acum ce trebuie să se întâmple? I got the door. I will smash you to the floor. Give us back the villagers you bore. You will not get those pissings going back. I ate them all. What do you think about that? Well, what I do think is that I'm gonna whoop your ass. Comprehend that? Și ce dacă ți-a adus câinii cu tine, doamne?
AI a durat mult. What about the little girl, Jen? What will she do? Abandoned, forgotten. If she waits long, it will bring her more pain. We got to tell her then. Îmi cer scuze dacă am zis foarte încet acum, dar... destul de anticlimactic pentru... în quest așa de până acum să se încheie. Aurora, you're here. Jen, come here. Drust went off a while ago, but it's alright. Since my parents are coming. What do we do until they come into sight? Can I have my flute? Yes, please. It will make the night bright. So, Prince Sorakutsa. She makes stew, just like you. What does it mean? She's heavy too. My mother sang the song to me long ago, while she was still alive. Oh, little one, we go to recover the last son. And bring on the day. Please come, the day you will stop the Dark Queen. Wait until I use my magic. I will make her scream. Primul camarad care dorește răzbunare vreodată. Dar... având în vedere că Aurora s-a maturizat, la fel și povestea, dorește să devine de mai serioasă. La începutul jocului am crezut că jocul o să devine așa de siropos din cauza tonalității și experiene, dar reușit să capareze total ceva mai mult și mai degrabă un drum către ascensiune mai degrabă. Can I play with your glowing ball? Hey! Just one bounce against the wall. Not nice at all. Ei, cam asta a fost pentru întâlnirea celor doi.
Ok, hai să încercăm pe gen acum. Defend, backward slam, slow strike. Ah, hai să dăm păvitura. Oh, chiar dă și damage, dă și slow. Ok, bun. Obicei, mâna asta mergea foarte separat. Înainte, unele personaje. Dacă văd că dacă la toți dau mai puțin damage. No, back or slam. No. Nu prea bun. Fuck. Are și counter? Oh, bun. Oh, bun. Uitați-vă un pic la părul lui Aurora. De ce dracu e ars? Mi s-a mai întâmplat și în gameplay-urile celelalte. Jen, where did you learn magic with such speed? From a book of prescient spells. I love to read. Deci avem două talente, și pe Finn și pe Jen acum. Bă, ce fain intro are! O, doamne! Ok, jump forward. N-apuc. Șabuș, măta! Ok, hai să vedem cât de rapiți. Baică sfântă! O, doamne! O, doamne, asta e o obezitate de caracter. O, doamne, o să-mi plătesc să joc cu Jen. Ah. Ok. Well, hallelujah! N-am reușit. Ok. Scuzați-i că am târziu la ora în care le joc eu acum, dar... Ok. Hai să încerc să vedem dacă mergem mai sus de atât sau... Mai bine în cazul ăsta să dăm mai mult slow. Îmi place criticarele care dau cu Gen, adică... Uite, de exemplu 175 e foarte bun. Nu contează dacă la scheletul e la 10 sau cât n-ai bine. How old are you, Jen? I'm almost 10. 10? How quickly the young gun replace you again? No kidding! 10 ani traumatizat cu părinții morți și deja vrei răzbunare împotriva... Wow! Wow! Respect! Jos pălăria! Ok, cred că asta e zona care am uitat în episodul Explorers. Wow, nu mă așteptam să fiu un lift, dar mi-ar trebui ceva, nu știu, Skype pe aici. Chapter 10. The Lowest of the Low. Asta da metaforă pentru 20 de leghe sumări. Valuable crystal. I could take it to the market. Margaret, or I could go at any moment. And I'm always away, seeking profit. Acum nu știu cam câtă relevanță are faptul că de fiecare dată când vorbești de profit trebuie să fie pus în fața ochilor noștri, dar știu, Robert este un personaj destul de generic. Dar asta nu înseamnă că nu-mi place, numai că dacă nu prezintă ceva un dialog nou în privința unui, nu știu, schimbări de trăsătură, poate nu mă interesează, știi? Hey, Owengus, why do you wear all that armor? Without it, I'm shorter than you. Is that true? Does he have a sense of humor? Ask him. No, you. Ar fi fost prea cool ceva de genul, îmi dau armura și-o să... Ah, surprise! Îmi place că e și curioasă, Jen, mai ales când discută cu ea așa de... liniștită. Chiar mă întreba, cum, ce reacție o să aibă la Owengus? Că Owengus e foarte intimidant cu atâta armura lui și masca. Pentru Tristis a fost, mă rog, Tristis e un fricos. Unul la mână, da?
Îmi place foarte mult, gen, la ora actuală. Igniclus, o să-i tai cât-o? Igniclus, help me. How did you know my name? You and me, we're both elemental. Sparks of light summoned from the ethereal plane. What? Seriously, I don't remember any plane. You are young, just born. Bright lights, just like you forgot. Oh, to return that everlasting mom. It is glorious, brighter than bright, a crackling with dancing light. And more fireflies like me live there. Thousands, all our brothers and sisters fair. I miss it so. A Piscean enchanter called me here, an ogre stole him into the deep. From the queen of the night, I escaped. But to make a jump home, I'm too weak. Igniclus, I need your aid. You see, we must channel our power to summon more elementals to help me. They have risen. Where? I'm so tired. They cannot hear me. The elementals are scattered. Guidance from you is required. Those lost lights gather to me. I sense two in the forest, two in the plains, and two at the sea. Sparks like you circling shrines. With their power, from this world I can break free. Aura, I want to help, can we? Igniclus, we'll bring them back, certainly. Cum dai să nu ajut un prieten? Bă, da. Hi, little lady. Stay back, I will attack. Are you a clown? No, I'm just a jester. I'm watching. Not one joke you better crack. Whoa. Înțeleg că unii au probleme cu... Aura, I see a firefly nearby. Știu că unii au probleme cu clovni, dar nu trebuie să mergi așa de... Wow! High ancient elemental summon me... Glumești? Eu făceam un ignicul versiune de fireflies pentru thumbnail-urile mele, dar n-aș fi crezut niciodată că o se potrivească în poveste cu acest moment, adică, wow, thumbnail-urile mele sunt acele fireflies pe care trebuie să le strâng acum, wow. Graba. Au, wow. Cum m-a prins, a fost cam macabru, nu credeți? Adică m-a prins de-abia pe la stomac. Bine că ăsta e PG for kids. Că dacă nu, ieșea sânge pe acolo. Wow. Că o să ne ia ceva timp până le găsim și pe celelalte. Da. One of the lost fireflies is nigh. Hey, an ancient elemental summoned me. Is he nearby? The shadows of the Sindel Sea fly. I go to join the elemental. Goodbye. Four more to left. Ok, deci cam atât pentru ziua de astăzi, o să încerc să completez quest-ul, că cred că ar fi foarte boring pentru voi să vedeți cum mai caut eu chestii presti. Dar, până data viitoare, ciao, vezi!